Continuăm cu meșterii. Următorul este Dragalin Nicolae Damian. Dragalin Nicolae Damian, am lucrat împreună. Tot el a fost tot zidar în piatră. Și bun zidar. Era bun. El și ridica casa și la tencuială, la tencuia, mai scurt era priceput. El, când la colhoz, când la brigada de construcție, era fel de, cum ziceți, vinovoi. Uh-huh. Așa spune. El era, scrie oameni care au ieșit la lucru, care de-am, da, mie și eu de-am făcea mai departe le, salariul. Le calcula. Le calcula. Ah. Domanciuc, filia Filimon. Da, Domanciuc, filia au fost tot meșteri în piatră, zidar. El tot construia și era meșter. Nu lucrea prea repede, dar era bun. Era iscusit. Și la tencuial și astea. Și nu numai, da, și era și încă și lăutar. Cânta la vioară, în taraful din sat. Era viorist. Aha, bravo. Ok. Următorul, Anatol Răducan. Anatol Răducan, acesta e bun meșter universal. Și în piatră, și la tencuială, și la acoperișuri. Mai scurt casa, că nu e, de la talpă și ți-o dă la chei. Numai că nu, la uși ferești. Nu le confecționează. Da, nu le confecționează. Dar acum ești mai nimeni nu-ți faci, că dacă sunt acestea de penoplast. Din oricum să zici. Din plastic. Din plastic. Majoritatea au venit și au dat comandă, el aduce acasă. Da, după așezat dimensiunile, da, respective. Așa, următorul, Postovan Gheorghe. Postovan Gheorghe, ca atare, el e de profesie ca șofer, tractorist, dar au lucrat la brigada de construcții, când activam și eu acolo. Și au fost lucrat și la strung, și la piloram, au lucrat piloram și cnureu. Pe dânsul l-a învățat la piloram, cărărul aista, Lupașcu, Pietru. I-a arătat mai scurt secretele, cum și era bun. Bun. Dar ce confecționa din lemn? Ei, cum, el la uși, la ferești, nu era el meșter. Da, la reparații și ceva, ea ca cozi de topor, oare mai scurt ce trebuie, așa mai mărâmțușuri, okay. Știa. Ok. Și următorul, Lupașcu Pietru. De Lupașcu Pietru am pomenit mai sus, dar mai pomenim o dată, mai scurt. Lupașcu Pietru a fost lucrat la colhoz ca piloran și mulți ani, el din armată a lucrat pe, ei cum, în armată acolo a fost la piloran. Uh-huh. Și el cu Simeon Gudima o adus, uneam pomenit mai sus, de la Securieniu piloran, care a fost întrebuințată și aruncată de ră. Dar nu știu, reparat-o și a lucrat mulți ani înainte, a lucrat până s-o termina, de-am și la noi și colhoz și încă e tot este acolo. Numai că acum nu se... Nu-i solicitat, da, nu-i solicitat, n-are cine și n-are cine și... Okay. Și nu stai, da? Și dumnealui bun, și era și pe, nu numai la peloramă, dar făcea și uși ferești, încă era și lemnar. Bun. Ok. Metal se tot acolo, și avea la reparații. El știe detaliile, cum să le construiască, să le facă din metal, mai ales la peloramă. Știe din metal cum să... Singurile confecționa la strung sau... El cum? Fășea schița și mai mult se ducea la Dundușeni, la... Fabrica de zahăr. Fabrica de zahăr, acolo lucra inginer șef, un nepot de-a lui, Victor Lupașcu. Uh-huh. Și da. Ea că am mai aflat niște detalii interesante. Da. Așa, următorul meșter, Lachi Sergei. Lachi Sergei Gheorghe. Acesta aici a fost ferar. Lachi Sergei Gheorghe a fost bun.
Erar bun. Ei, cu ferăria s-a ocupat, potcovit cailor, legat căruțelor. Și plus la asta au fost și bun meșter, au fost ca, cum zici, persoane jestianși. Cu tabla lucra, cu tabla, da? Lucra, da, cu perecasele, făcea la de astea, la fântânii, acoperișurile, streșini, adică la... E cum, e la streșina caselor, cum spune, ulușile astea, flori, uh-huh, unde curge apa. Da, era meșter ca dânsul pe chestia asta, nu era în sat, el a fost cel mai bun. Și nu că nu erau, dar el unicul era când în vremea lui, el cu sigla metalică, el lucra. Așa, bun. Următorul, Pichin Vladimir. Pichin Vladimir tot a fost ferar, tot au lucrat împreună, lucrat, mulți ani au lucrat ferar, era bun. Dar ce confecționa? Confecționa, el lega căruțele, cum ți-ar pune, potcovie cai. Și și mai trebuie sapii, de făcut, ce sapii, mai e da, sapii, pe și pe linia ferăriei. Da, o lucrat unde în colhoz, unde lucra? La ferărie. Așa, dar cu cine lucra împreună? Lucra împreună cu Znagovan Vasilie, a lucrat cu Lachi, Văniuța, cum s-ar spune. Uh-huh. Așa îi spunea, da, un salt. Da, da, Văniuța. Așa. Luhara Lamp. Ok. O lucrat cu Gheorghe Lachi, cu tata lui Serioja, lui Serghei. Uh-huh. Moș Gheorghe. Ok. Următorul, Znagovan Fiodor. Znagovan Fiodor mai înainte. Eu n-am lucrat cu... Nu a lucrat cu mine, că el a decedat, eu nici nu-l știu, da? Din spusele care aici mai bătrâni, a fost ferar. Încă pe vremea războiului era ferar el. Uh-huh. Da. Și pot să vă spun un caz care mi-a povestit aici mai bătrâni. Mai în scurt, când mergea războiul, și atunci pe, mai ales nemță, ei picai și era un ofițer neamț, calul avea un cal tare bun, frumos de ras, dar și căpăta de cior, că cum e picat potcoava, s-a bătut la picioare și l-a prins punoi. Și mă uita picior și n-avea cum de-a mă să-l călărească. Și aici la noi în sat, dacă erau ferari, și mai scurt s-a apucat Znagovan Fiodor. Și ei, cum? Și eu spus, dacă nu pui calul picioare, te împușc. Când el de-a mă, dacă era meșter excusit ferar, o luat când l-o curățit, o șnit cu noi. Poroia. Da, nu deodată să lecuiești. Da, da, trebuie. O luat, o topit un tur de oaie și o turnat și o legat piciorul la cal. Și o trecut vreo două, trei zile și calul la loc. Și-o revenit. Și-o potcovit, da. Și da, interesant. Următorul, Lachi Gheorghe. Lachi Gheorghe, cum am văzut, ăsta e tata lui Serghei. Așa. Da, tot ferar, el l-a învățat fișorul lui, uh-huh, la ferărie, era ferar bun. Ok. Ia ca și... Lachi Ion. Lachi Ivan al lui Haralamb. Așa e scris. Văniuța, cum s-a spus. Da, ia ca și așa. Apoi, Văniuța lui Haralamb, ăsta tot a fost ferar, tot bun ferar. Și nu numai spre în ferărie, ei spusepeu și, și la electricitate și în mehanică, era mai în scurt universală. Așa, dar ce se ocupa în colhoz, în, pe vremuri, ce făceau ei? Ferari? El, anume el, făcea garduri din, împletea plas sau nu, sau garduri din metal sau ce? Eu n-am auzit de cum, dar lucra cu sfarca, cum să-l spune. Dar plasă din metal împleteau? Nu știu. Pentru gard, care spunea la gard. Nu știu. Ok. Noi pat și fășeau, dar eu nu. Uh-huh. Ok. Nu-i la curent, nu-s la curent. Următorul, meșter, deci Viera Znagovan, cu numele de fată Brineștier, da? Da.
Așa, cu ce se ocupa? Ce e că se ocupa cu